credincioși, dragi ascultători, mai sunt 13 zile până la Crăciun și nu doar în biserică, ci și în lume se văd pregătiri. De fapt, pe străzi, în supermarketuri, în mall-uri, în reclamele de la televizor, ornamentele cu clopoței, trăsuri trase de reni, beculețe multicolore, au început să apară încă din noiembrie. Pentru o clipă ai impresia că toată esența Crăciunului stă ascunsă în globurile transparente. Îți vii în fire întrebându-te cu ce scop toate aceste pregătiri. Este așteptat cineva, dar cine este cel care trebuie să vină? Riscăm să sărbătorim doar un rege al consumului? Ar fi un scandal. În Evanghelie pregătirea are loc în pustiu, nu pentru că este locul fericirii voite de Dumnezeu, ci pentru că trebuie să ieșim de acolo. Este locul încercării, al ispitei, al însetării, deci al dorinței. Este locul unde cuvintele speranței capătă sens. În acest timp al Adventului ne întoarcem în pustiu, acolo unde nu mai este viață, unde e mizerie fizică și morală, nedreptate, descurajare, rătăcire. Pentru aceasta nu trebuie să mergem prea departe. Chiar și în autobuzele mai aglomerate putem întâlni, într-un fel, pustiul. Și apoi mai este și pustiul nostru interior. Deci, cine este cel care trebuie să vină? Acum, după 2000 de ani, știm cine este. Iisus din Nazaret a fost cea mai importantă personalitate apărută vreodată în arena istoriei umane. Niciun alt om nu-l poate egala în ceea ce privește profunzimea caracterului, adâncimea sufletului, diversitatea interesului sau spectrul de influență. El este cea mai importantă personalitate care a umblat vreodată pe prăfuitele cărări ale vieții. Este aproape imposibil de imaginat ca un copil să se nască într-o casă atât de umilă ca cea a lui. Într-un sat fără importanță, obscur, într-o țară mică, a venit cel a cărui viață plină de dinamism va schimba întregul curs al istoriei. El s-a născut din Fecioara Maria, într-o iesle împrumutată în micuțul oraș Betleem. Tatăl său, purtător de grijă, era un simplu tâmplar și totuși el a sădit în mintea copilului său creativitatea ingenioasă nu doar pentru construirea unei case materiale, ci și pentru construirea unui palat din ființe omenești, palat numit Împărăția Cerurilor. Iisus a trăit doar 33 de ani. S-a născut evreu, disprețuit și umil. Regele său a fost Cezar August, care a domnit peste o mare împărăție pământească. Dar Cezar nu a știut că urma să se ridice unul care va forma o împărăție mult mai mare ca suprafață, mai largă în ceea ce privește obiectivul și mai bogată în ceea ce privește scopul. Împărăție care dă în noi chiar și acum, când cele mai monumentale și scumpe palate ale Romei zac în praful uitării. Au existat mulți oameni mari de-a lungul secolelor. Michelangelo și Leonardo da Vinci în artă, Socrate și Cicero în filozofie, Beethoven, Bach și Mozart în muzică, Shakespeare și Eminescu în literatură, Abraham Lincoln în politică, Einstein și Edison în știință. Într-adevăr, s-ar putea să mai existe asemenea oameni mari, dar nu va mai fi nimeni niciodată asemenea lui Iisus, pentru că nu este nevoie de un alt Iisus. Acest Iisus este același ieri și azi și în veci. Iisus a trăit în virtutea vieții fără sfârșit. Ceea ce a fost El atunci, El este și acum, Fiul veșnic, neschimbat și binecuvântat al lui Dumnezeu. Iisus a fost unic în toate felurile. A călătorit puțin, limitându-și lucrarea într-o țară care are doar 72 de kilometri lățime și aproximativ 240 de kilometri lungime. El nu a dispus de nicio modalitate modernă de propagandă. Pe atunci nu existau căi ferate, nici bărci cu motor, nici avioane, nici ziare, reviste, computere sau prese de tipar, nici emițătoare radio sau TV, nici telefoane. Și totuși, El a propovăduit un mesaj atât de puternic despre dragoste, încât ucenicii Săi au fost gata să ducă acel mesaj în toate colțurile lumii.
Iisus nu a avut un nume influent, nici bogăție sau poziție socială. El nu a avut nici pregătire specială, nici educație, cu excepția ceea ce a primit pe genunchii mamei sale, Maria. El nu a avut vreo specializare sau diplomă. El a trăit și a umblat printre oameni obișnuiți. Când a murit, a fost pus într-un mormânt împrumutat. Averea pe care a lăsat-o în urmă a fost o singură cămașă, fără cusătură. Nu a fost doctor, totuși a vindecat pe cei bolnavi, a deschis ochii orbilor, a desfundat urechile surzilor, a curățit leproșii și a înviat morții. Nu a fost avocat, dar a cunoscut legea, a explicat-o și a aplicat-o relațiilor obișnuite dintre oameni. El însuși a devenit sursa dreptății, iar principiile lui își găsesc tot mai mult loc în inimile și în conștiințele oamenilor. Nu a fost scriitor, nu a scris nicio carte, nu a compus nicio poezie, nu a întocmit niciun document, nu a editat nicio lucrare, nici nu a contribuit la vreun editorial. Singurele cuvinte pe care le-a scris au fost pe nisip, cuvinte ce au dispărut în aceeași zi, dacă nu chiar în aceeași oră. Nu s-a păstrat nici măcar o literă din acele cuvinte. El nu s-a folosit niciodată de un stilou, de un pix, de o mașină de scris sau de un computer. Nu avem nicio propoziție, niciun cuvânt sau silabă scrisă de mâna lui. Cu toate acestea, despre el și despre cuvintele sale au fost scrise cele mai multe cărți, mai multe decât despre oricare alt om care a trăit vreodată pe fața pământului. El a influențat viețile a mult mai multor oameni decât toți autorii din toate timpurile. Povestea vieții sale a fost tradusă în peste 1000 de limbi. Aceasta este citită de nenumărate mii de oameni și este povestea cea mai bine vândută în fiecare an. Nu a fost orator, dar nimeni n-a vorbit ca omul acesta. Discursurile sale au devenit tema a mii de prezentări publice. Cuvintele sale sunt simple și clare. El a folosit destul de puțin adjective, dar propozițiile sale abundă în frumusețe, însemnătate și har. Vorbele sale sunt săpate pe table de marmură, imprimate pe granit nepieritor, transpuse pe table de bronz, scrise pe vitralii în nenumărate biserici, modelate în mozaicuri bogate pe pereții templelor și puse în domuri sub arcadele unor mari catedrale. Cuvintele sale sunt nestemate literare. El este un interpret de neegalat în orice fel de literatură. Shakespeare și Eminescu își pleacă capul în fața lui, recunoscându-i superioritatea. Nu a fost poet, dar a inspirat mii de poeți, ajutându-i să-și exprime sentimentele cele mai sublime. Nu a fost muzician, dar el este cel care a inspirat pe cei mai mari muzicieni. Fără el nu s-ar fi scris niciunul din frumoasele imnuri creștine și nici sublima muzică gregoriană. Nu a fost arhitect sau constructor. A fost un simplu tâmplar din Galileea, un om care făcea pluguri și juguri pentru boi. Dar el a inspirat cea mai extraordinară și mai impunătoare arhitectură cunoscută a umanității. El însuși s-a specializat în modelarea caracterului, transformând oamenii în adevărate minunății. L-a luat pe Simon Petru și a făcut din el un sfânt. L-a luat pe Saul și l-a făcut Paul. Nu a fost un om de stat, nici nu a deținut și nici nu a dorit vreodată să dețină o poziție oficială. Nu s-a implicat în politică, dar a pus bazele unei împărății. A decretat o constituție, Predica de pe munte. Principiile sale au detronat păcatul și greșeala și au pus în locul lor adevărul. A fost un revoluționar, s-a împotrivit răului, persecuției și tiraniei. Principiile sale au pus bazele pentru afaceri, afaceri bazate pe încrederea care rezultă din integritate. Dar din tot ceea ce a fost și este, motivul principal pentru care el a venit pe pământ a fost acela de a fi Mântuitorul nostru și de a ne arăta chipul lui Dumnezeu. Cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Ioan Botezătorul l-a prezentat strigând, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El a fost un învățător de neegalat, a fost un filozof profund, a fost cel mai mare dintre oameni,
a fost idealul perfect, dar mai mult decât toate acestea, El este răscumpărătorul lumii. Iisus este personalitatea miraculoasă. El este Fiul lui Dumnezeu și singura speranță pentru această lume. Pentru că El este toate acestea, El te poate schimba pe tine, mă poate schimba pe mine și pe toți cei care vin la El. Știm așadar toate acestea, le știm de 2000 de ani și îi mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a dat-o de a le spune și acum la radio. Iată cine trebuie să vină. Totuși nu este chiar atât de ușor să-L recunoaștem. Ioan Botezătorul, știm aceasta, este unul dintre personajele care ne însoțesc și ne ajută în pregătirea noastră pentru nașterea Domnului. El ne-a îndrumat și săptămâna trecută, Maica Domnului, Preasfânta Fecioară Maria, fiindu-ne călăuză în prima duminică. Iată las pe Ioan întrebându-se, tu ești cel care trebuie să vină sau să așteptăm pe altul? La fel ca mulți din vremea lui, și Ioan Botezătorul avea aceleași așteptări cu privire la Mesia. Unul care să vină să elibereze de sub domnia romană și să instaureze împărăția lui Israel. Pe când era în închisoare, poate că s-a întrebat de multe ori, de ce nu s-a întâmplat așa? De ce nu a mers Iisus la autorități să le scoată afară din teritoriul lui Israel? Era dezamăgit, poate, și datorită faptului că așteptările nu i-au fost împlinite. Unii cunosc chiar din copilărie ce înseamnă dezamăgirea, pentru că nu ți-au fost împlinite așteptările. Părinții îi pregătesc copilului ceea ce el are nevoie, nu ceea ce el și-ar fi dorit. Dacă Ioan Botezătorul și unii din vremea lui au așteptat o eliberare din robia fizică, Dumnezeu ne-a pregătit prin Hristos eliberarea din robia spirituală. Tu ești cel care trebuie să vină sau să așteptăm un altul? Aceste întrebări Iisus i-a răspuns. Mergeți și spuneți lui Ioan ceea ce auziți și vedeți. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună. Și fericit este cel care nu se scandalizează de mine. Ce răspuns interesant! Iisus i-a provocat pe acei ucenici să se convingă personal de identitatea lui, prin ceea ce puteau vedea și auzi. Ziua Domnului sosise și acestea erau evidențe ce atestau că împărăția lui Dumnezeu a început. Ca să descoperiți realitatea, trebuie doar să priviți în jur, a spus Iisus. Vedeți ceea ce se întâmplă. Cu sute de ani înainte de venirea lui Iisus, profetul Isaia a anunțat ce se va întâmpla atunci când va veni Mesia. În mesajul său, Isaia prevestește aceleași fapte. Ochii orbilor vor vedea, urechile surzilor vor auzi, iar ologii vor sări ca o căprioară. De ce alte semne mai avem nevoie? Și pentru că suntem în anul familiei și căsătoriei creștine, vreau să ofer un cuvânt de speranță familiilor, tuturor ascultătorilor, pentru că mesajul acestei duminici este speranța și bucuria. Obișnuim ca de Crăciun să împodobim un brad. Bradul de Crăciun are un mesaj aparte, ce ne scapă adesea la prima vedere. În plină iarnă, când natura e înghețată și lipsită de viață, bradul aduce în căminele noastre un suflu nou de viață prin cetina lui verde. Verdele este semnul speranței și al unei vieți noi, ce vrea să ți se dăruiască și ție de Crăciun, aducând lumina în nemângâierile și întunecimile tale, familie. Statura bradului se subțiază spre vârf, direcționându-ne privirile spre cer și amintindu-ne astfel că în viață este mai bine să privești în sus decât să te lași copleșit de probleme și îngrijorări. Cu Dumnezeu ai întotdeauna cel puțin un motiv de speranță. Pentru acela care privește spre El, speranța nu moare niciodată. Păstrează în minte și în inimă acest sâmbure de putere. Crengile bradului amintesc mereu de forma crucii, atenționându-ne astfel că ieslea și crucea sunt inseparabile. Crăciunul nu poate fi despărțit de Vinerea Sfântă. Acest Iisus, a cărui naștere o sărbătorim la Crăciun,
s-a lăsat țintuit pentru noi pe cruce. Crucea este șansa familiei pentru un nou început. Bradul este însă și un indicator ce amintește de pomul vieții din paradis. Un semn pentru Hristos care a devenit pentru noi noul locaș al vieții. Uneori crucea lui Iisus a fost reprezentată în picturi sau în sculpturi ca un copac sau un trunchi înfrunzit de copac, un simbol al faptului că Iisus este noul locaș al vieții veșnice. Și tu, familie, poți avea parte de această viață. Privind acest pom, poți să înveți cât de imprevizibilă este viața pe pământ. Pomul, prin singurătatea lui și prin rezistența lui în fața tuturor vicisitudinilor naturii, poartă un mesaj pentru toți trecătorii, un mesaj asemănător cu cel al Crăciunului. Există viață, bucurie și speranță, chiar în mijlocul acestei lumi împietrite și secetoase. Această speranță de viață este prin Hristos, care a venit să ne aducă binecuvântare, binecuvântare în orice familie. În acest timp de Advent, auzim cuvintele de speranță: familie, curaj, nu te teme, tu ești sanctuarul iubirii, nu uita legământul sfânt, fii leagănul vieții. Să avem încredere că reînnoirea va veni în primul rând de la Dumnezeu, prin iubire, dar și de la noi, transformați și revigorați de Dumnezeu. Tuturor vă doresc multă bucurie în Domnul. Amin.